Autoritățile locale din Baia Spri au făcut mai multe sesizări către SEGEA Maramureș cu privire la necesitatea de a efectua lucrări de consolidare la malurile râului Săsar. Ultima adresă a fost primită de reprezentanții instituției chiar anul acesta, în data de 19 ianuarie. Pentru a evalua situația, s-au efectuat mai multe vizite în teren și s-a constatat că, într-adevăr, sunt locuri în care sunt puse în pericol clădirile de pe malul apei. Am fost sesizați cu privire la starea avansată de degradare a malurilor și zidurilor de sprijin ale cursului de apă Săsar din orașul Baia Sprie. Reprezentanți din cadrul sistemului de gospodărire a apelor Maramureș împreună cu personal din cadrul primăriei Baia Sprie s-au deplasat în teren pentru a verifica problemele semnalate. Lucrările de apărare de mal și zidurile de sprijin sunt afectate mai mult sau mai puțin de adâncirea talvegului, de uzura unor praguri de fund, de afuierea zidurilor de sprijin, cauzate unor de greutatea construcțiilor care se sprijină pe acestea. Situația este una mai complicată, deoarece există mai multe instituții responsabile care trebuie să intervină și nu este vorba doar de SEGEA Maramureș, precizează purtătorul de cuvânt Anca Bonto. Lucrările de apărare a râului Săsar din orașul Baia Sprie sunt fie aflate în administrarea ANAPele Române, fie sunt proprietatea CNAIR, CNMPN Reminesa, OAT Baia Sprie, precum și a persoanelor fizice. Proprietarii au obligația de a-și întreține lucrările. Lucrările necesare de consolidare trebuie realizate de către proprietarii construcțiilor hidrotehnice și de apărare în baza unui proiect tehnic adecvat avizat de către ANAPele Române. Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș verifică periodic starea lucrărilor din administrarea sa și intervine în punctele necesare. Mai trebuie precizat că lucrările de amenajare a malului râului Săsar se efectuează și în Baia Mare. Aici însă, pentru continuarea lucrărilor, este necesară actualizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.